Una și se desfășoară în această săptămână campionate naționale de tineret, finalele, unde participă 120 de sportivi de la toate cluburile de haltere din România. Competiția a debutat foarte bine pentru sportivii oneșteni, până la această oră obținând 16 medalii, dintre care 7 de aur. Un rezultat foarte bun. Așteptăm și astăzi competiția în care mai participă sportiva noastră, cu șanse reale de a obține medalii, după stilul smuls având locul 2. Urmează stilul aruncat și competiția desfășurându-se în momentul ăsta. Rezultatele sunt meritorii și cred că și conducerea clubului va fi mulțumită de aceste rezultate, iar Oneștiu poate să mândrească în continuare cu sportivi de elită și cu sportivi foarte buni. Vreau să menționez că la aceste campionate naționale participă și campionii europeni de acum două săptămâni, deci 1 septembrie, campionatele europene de junior și tinere care s-au desfășurat la București. Printre sportivii care au obținut medalii la aceste campionate europene se numără Andrieș Elena, categoria 48, triplă campioană europeană de junior, și Oralu Gabriel, campion european la categoria 56 tineret. Deci Oralu a obținut o medalie de argint la stilul smuls și aur la aruncat și total. Rezultate foarte, foarte bune pentru sportivii noștri. De asemenea, la aceste campionate europene a mai participat și Guriță Lucrețean, tot în cadrul categoriei 53 de tineret, ocupând 3 locuri 5. De asemenea, un rezultat meritoriu pentru prima participare a acestei sportive la o competiție de asemenea a venit. Da.